Cu un mers obosit, Angela a ieșit din cabinet. Afară s-a întunecat și a se grăbia acasă. Pe parcursul a zece ani, ea avea grijă de soacra ei bolnavă. Angela e învățătoare a claselor primare de la internat. Băieți dificili, cu o soartă foarte grea. Mulți dintre ei niciodată nu au știut de grijă, de mângâierea maternă. Ea se străduia din toate puterile să fie om, o persoană amabilă. Dar treburile de acasă cereau ultimele puteri, în ciuda tensiunii. Mama bolnavă a soțului său, doamna Iena, a fost cu un caracter nu chiar simplu. Singurul lor fiu cel mai mare, Arteom, cu soțul, de mult locuiau și munceau în alt oraș. Soțul a fost un om liniștit și mereu încerca să-l împace cu mama. Soacra a dat în chirie apartamentul său chiriașilor. Iar banii îi dădea fiului. Sau cel puțin așa se gândea Angela. Și uite că azi a fost o zi nu chiar ușoară la muncă. În grupa a doua, părinții adoptivi au întors eleful. Ce traumă este pentru băiat, îi va lua mult timp să se împace cu ideea aceasta. Doar Angela, ca nimeni altcineva, a știut cât efort va fi nevoie pentru a-l readuce la o viață normală. De aceasta și s-a reținut la muncă. Dima, de opt ani, plângea încetat pe umărul ei, după orele al doilea schimb. Doamna Angela, eu credeam că nu o să mă mai întorc. Să studiez mai mult pentru a-i face fericiți, a se mândri. Dar au zis că sunt prost, și aceasta este cel mai probabil de la părinții bețivi am luat genele rele. Și în genere aici sunt toți bolnavi cu minți retardate. Prin lacrim povestea elevul ei. Nu mai nu plânge, ei nu au dreptate, tu doar știi asta. Pur și simplu sunt oameni răi și nerăbădători. Acum majoritatea sunt așa. Calmează-te. Dar să studiezi bine și stăruitor tu poți doar ca fasta pentru tine. În școala care m-am înscris erau băieți foarte de treabă. Cu telefoane scumpe, cu tablete veneau. Iar profesorii sunt nedrepți cu oamenii ca mine și bat jocură cruntă în ordinea lucrurilor. Nu aveam posibilitatea de a studia bine cât de mult nu mă străduiam. Fie, nu mai plânge. Hai să mergem să ne spălăm. Tu ești acasă. Niciodată după astfel de caz în Angela amabilă inima o durea și sângera. Ea încet a deschis ușa camerei și a ascultat. Luând după toate, soțul nu era acasă, iar soacra vorbea cu cineva la telefon, destul de tare. Când Angela a auzit o frază, nu și-a arătat prezența și s-a oprit în coridor mai aproape de cameră. Tu știi cât de rea este Angela noastră. Noi am fost ieri la notar, Alina ți-a zis. Și unde e recunoștința ta? Da, anume, așa, acum am și noră, mă hrănește și gătește. Nu, eu nu o ajut, singură se descurcă. Dar De ce acolo salariul ei, nici pentru semințe, nu ajunge? Roma al meu o întreține. Tu fericirea ta ai ratat-o. Dar asta ține lanțul. De la începutul convorbirii, Angela a înțeles cu cine a vorbit soacra ei. Ea a fost a doua soție a lui Roma, l-a epuizat Maria mereu cu pretențiile ei, gelozie neîntemeiată, dar caracterul semăna cu al doamnei Iena și se împăcau bine. Dar pe Angela nu a îndrăgit-o chiar din prima zi. O învinovățea ca ea dorea să-l atragă pe Roma din familie. Dar, după toate, el singur era fericit să plece de lângă soția lui isterică. L-a însurat pe el din greșeală, deșteapta soacră și prietena ei, doamna Zoia, viitoare soacră. Iar peste cinci luni s-a născut fica Alina. În tânăra familie nu erau înțelegeri reciproce, respect și susținere. De aceea, lumina de la fereastră. A fost întâlnirea lui Roma cu Angela. Pentru Angela a fost o descoperire că soacra ei deja a reușit să rescrie apartamentul pe nepoata ei iubită, care nu muncea nicăieri. Oare puțin bani dau pe lună pentru nevoile voastre? A continuat doamna Iena. Asta deja este interesant, s-a gândit Nora. Eu nici nu m-am gândit. Ia și banii încă le oferă. Dar cum rămâne cu fiul meu? Pe el l-a lăsat fără moștenire dar eu proastă mi-am stăruit pentru a-i face plăcere, de ea care e la pat să am grijă. A ieșit, am vindecat-o cu grijă, iar recunoștința sună de pe buzele soacrei, naivă. Soacra de mult și-a revenit în forțe, dar continuă să trăiască pe totul de agata. gata. Iar nouă ni se plânge de slăbiciuni și amețeli. A fost dureros până la lacrimi. De cum ea este într-atât de rea și nedreaptă. Dar și nemulțumită este această soacră. Femeia deșteaptă nu a stat să înceapă certuri. Realizând un plan de acțiune, a mers să gătească ceva bucate. Salut la toți! A scos-o pe ea din gânduri vocea soțului. Sunt acasă! Haide să luăm cina, Roma! El ceva povestea stând la masă și mâncând cartofi prăjiți, când a venit la bucătărie mama eu doar nu mănânc prăjit. A început ea cu pretenții. Cunosc, răspunde Nora. Dumneavoastră sunteți toată ziua acasă și m-am gândit că ați mâncat ceva. Pe noi nu ne-ați așteptat. Am pregătit doar pentru mine și Roma. Iar eu de mult nu am cinat atât de bine, s-a întins soțul după o cană de ceai. Angela se uita cum soacra se sufocă cu răutatea ei și demonstrativ a ieșit din bucătărie. Voi iar v-ați certat. Uitându-se în urma mamei lui. Nu, eu am nevoie să vorbesc cu tine. E incomod să începe o asemenea de discuție, dar pare mi se că mama ta o întreține pe Alina și pe fosta ta Maria. Și fără un pic de simț, a rescris pe ele apartamentul ei. Tu ai știut, de unde? Ea toată viața face ce vrea și cu nimeni nu se sfătuiește. Știi, dragule, mama ta s-a făcut bine, dar continuă să stea pe spatele nostru. Iar pe mine de mult timp mă jignește o asemenea nedreptate. Haide să decidem ceva, sau tu o să vorbești cu ea și o să facă așa cum trebuie. Amintește-ți cât am suferit până când Arteom a terminat școala. Am învățat singur, a acționat singur. Dar la mine s-a început însângerarea și am pierdut copilul cu 9 ani în urmă. Iar eu nici în spital nu m-am internat atunci, pentru că cine avea să aibă grijă de mama ta care era la pat? Tu ești la muncă. Dacă nu ți minte, eu am sacrificat totul, iar tu doar mă condamnai. Mai rabdă și tu, ea e un viu, fie -ți milă. Dacă tot am început, mie nu-mi trebuie nici ea, nici apartamentul ei. Dar cel mai dureros e pentru fiul nostru. Dar știu deja ce o să fac, o să fiu ca tutele copilului sau o să iau spre adopție. Eu de mult vroiam așa să fac, imediat după pierderea copilului. Atât de mulți copii lăsați de părinți. Dacă nu era mama ta bolnavă, iar ea nu e chiar atât de bolnavă, după cum s-a dovedit. Sufocându-se în lacrimi de trădare, care i-au permis să se expună, a zis Angela: La noi a crescut un fiu minunat, și asta înseamnă că o să-l pot crește și pe dumitru. Pur și simplu nu va avea o viață în internat, o să rămână tăcut. Trebuie să-l salvăm. Roma încet o îmbrățișează pe Angela și ea încrezută pune capul pe umărul lui, un pic calmându-se. Tu știi, drăguțo, eu mereu te susțin, dar iar to pe mama. Știu cât de dureros poate să facă fără să vadă. Povestește mai bine despre Dumitru, a rugat Roma. Acesta e băiatul cel cu ochi negri care cu o lună în urmă l-a luat în familie. Dar el este. Aruncând în evidență aci bogați ce au luat băiatul la ei, iar ieri l-au întors înapoi fără nicio explicație. Au zis că nu are nevoie de el atunci, haide chiar să-l adoptăm. Angela s-a gemuit mai aproape. Ascultă, eu nici nu m-am îndoit în tine, eu te iubesc. Și încă știi, pentru soțul bun, nu trebuie să-i mulțumesc soacrei. Da, tu trebuie mereu să duci flori la mormântul soacrei tale, pentru că pe mine m-a educat bunica, mama lui tatăl meu acum la treabă. Ce trebuie ca în timpul apropiat să-l luăm pe Dumitru? Tu ai muncit mulți ani acolo. Să-l salvăm pe Dumitru, l-a corectat Angela. Ei încet au început să vorbească despre faptele următoare. Dar cum rămâne cu mine? A întrebat soacra când în apartament a intrat emoționat și rușinat pentru prima dată Dumitru. Știți mama, a răspuns Angela dumneavoastră nu aveți doar apartamentul ce vă aparține, dar și nepoata iubită, care niciodată nu va a vizitat niciodată după infarctul din spital. Nu a venit încoace după extragerea dumneavoastră din spital, pe când noi cu Roma pe rând vă hrăneam cu lingurița și schimbam scutecele. Și datorită grijei noastre, peste trei ani am mers la corectare. Și da, mama, noi nu te alungăm, dar să ne înghesuim suntem obligați. Dumitru o să trăiască cu noi. Soacra a început să sune la telefon, să strângă valiza cea mare cu toate lucrurile. Dar așa și nu a plecat. După cum s-a dovedit, Alina repede s-a mutat în apartamentul bunicii, alungând chiriașii. Și a început să caute clienți pentru vânzarea apartamentului. Soacra a început să telefoneze Alinei, să se plângă pe Angela dar ea nu a stat să o ia pe doamna Iena la ea, dar cu rău i-a zis să nu o mai telefoneze. Femeia tânăra nu avea nevoie de o bunică lângă ea. Acum a venit timpul soacrei să-și muște coatele și să înghită lacrima mare. Ea a rămas în familia fiului, unde să mai plece, doar nu la gară să locuiască. Așa s-a primit că mult timp petrecea Dumitru împreună cu soacra, pe când Roma și soția lui erau la serviciu și chiar s-au împrietenit peste o bucată de timp. Bunică, haide să te conduc, îmbrățișând o detalie pe doamna Iena în timp ce mergeau cu Dumitru la bucătărie. Dumneavoastră luați loc, vă fac și un ceai, iar cartofii pentru ciorbă eu singur o să-i curăț, nu vă faceți griji. Băiatul cu nesiguranța lui copilărească și cu dorința de a-l plăcea și cu dorința de a le face pe plac, pur și simplu i-a dezghețat inima soacrei. Dar lecțiile le-ai făcut asistentule. Cu simulare de severitate, a întrebat ea. Da, bunica. Nu a dat mult. Mama o să controleze când o să vină de la serviciu. Dă-mi mie, mama o să vrea să se odihnească după lucru, cred eu. Acolo sunt orele ei, caietele ei și elevii enervanți. Bunica s-a împăcat, s-a liniștit și chiar a început să o ajute pe Angela prin gospodărie. Iar băiatul, mereu înainte de somn, încet o îmbrățișa pe bunica, urându-i noapte bună. Pe când ea ascundea lacrimile de înjosire, i-a răspuns: Pleacă la culcare lingoșenie. La uimirea întregii familii, venirea lui Arteom, mai mult doamna Iena nu-și arăta capriciile. Mama, încet a zis Arteom. Nu ți-a zis nimeni că ești o învățătoare de la Dumnezeu. Dar eu m-am gândit că bunica nu se dă către educație. Tu și cu tata sunteți bravo. Cred că o să se primească totul cu dumitru. El e amuzant. Cu bunica s-am prietenit. Nu pur și simplu așa a venit Arteom acasă, pentru că soacra a decis să se folosească de dreptatea ei și să ia un avocat bun, să rescrie testamentul pentru nepot. Luând promisiunea Angelei că nu-l va jigni pe Dumitru, dacă se va decide să vândă apartamentul în centru orașului. Totul este după dreptate, a spus bunica după vizita de la notar. Și a dat testamentul lui Roma. Voi copii deja iertați-mă, dar unde este nepotul meu lingușitor și iubit? Eu i-am luat torta lui iubită. Puneți ceainicul. Chemați-le pe Dumitru. Ascultă, mama, eu nu m-am gândit că așa poate să fie. Pe bunica noastră parcă au schimbat-o, încet a zis Arteom strângând mâna angelei. Binele câștigă nu numai în basme. Mulțumesc, bunico. Mulțumesc, draga mea, spuse el mai tare.